Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc că în prima parte emisiunii noastre, alături de doamna doctor Florinela Bălan, specialist în medicină holistică, am vorbit despre boală. Doamna doctor, ați venit în această seară cu o Biblie. Vă rog să ne spuneți de ce. Am venit cu o Biblie pe care am primit-o cadou. Dar știți de ce? Pentru că în toată Biblia ni se vorbește prin simboluri. Și trebuie să știți că ni se vorbește prin pilde. Iisus Hristos vorbea oamenilor prin pilde. Cu alte cuvinte, această simbolistică pe care am făcut referire până acum, că boala de fapt se exprimă în corpul nostru prin simboluri și că medicul trebuie să fie un fel de translator pentru pacient al acestor simboluri și al bolii, o să vedeți că toate aceste informații, de fapt, vreau să spun că noi le avem deja. Adică ființele umane știu să lucreze, învățătura toată din Biblie este cu simboluri. Dacă îmi permiteți. Vă rog. Limbajul viselor este tocmai comparabil cu limbajul parabolelor și cu limbajul, de fapt, pe care noi îl luăm din informația biblică. Aceia care interpretează, de exemplu, totul literal, cred că semănătorul din Evanghelia Cristică a ieșit să semene și că sămânța a căzut pe loc pietros, însă nu înțeleg sensul unei asemenea parabole, pentru că aceasta în sine este în sine și este în sine însuși aparține limbajului simbolic al centrului emoțional superior al sufletului. Adică, cu alte cuvinte, toată pilda semănătorului, și dacă îmi permiteți să citesc astăzi din Biblie, această Biblie, poate o prezentăm telespectatorilor. Știți? Pentru că nu e o Biblie obișnuită. Îmi permiteți să o prezint? Îl rog pe colegul meu, da. Alex, să vină în platou. Este o Biblie specială. Eu am primit-o cadou de la un pacient de-al meu, care o să-i și spun numele, pentru că e frumos, pentru că e așa un cadou frumos. Se numește domnul Milea din Horezo. Și nu știu dacă o să ne audă dânsul acum, că nu știu dacă acest post este prins acolo, dar vreau să zic. Și mi-a adus-o, e special adusă de la Biserica din Bistrița. Ia uitați, e foarte interesantă. Și eu astăzi am avut un eveniment cu această Biblie. Cum că căutam această pildă asemănătorului, știți, v-am povestit înainte. Și eram la birou și nu aveam decât această Biblie, care era nouă pentru mine, nu o mai răsfoisem și nu o cunoșteam exact, nu are cuprins, vreau să spun, și a trebuit să răsfoiesc așa în speranța să găsesc pilda asemănătorului. Chiar dacă era o probabilitate. Era o probabilitate redusă. Foarte mică să o găsesc, cartea este foarte mare, iar eu n-aveam foarte mult timp, făceam lucrul ăsta între două consultații. Dar vreau să spun că am găsit-o foarte repede. Și asta încercam să spun, că în momentul în care tu, și vorbesc acum de medici, da, încep să-ți dezvolți, să lucrezi cu tine foarte mult, să dezvolți aceste capacități ale tale intuitive, aceste capacități de a genera lucruri care uneori sunt peste logica obișnuită, așa, vin mai mult din înțelepciune și din intuiție, trebuie să știți că poți să generezi astfel de lucruri. Cu alte cuvinte, foarte repede mi-a ieșit în cale exact acest pasaj după câteva răsfoiri, adică v-am spus, era o probabilitate foarte mică. Și aș vrea să-l citesc, că nu e întâmplător. Ieșit asemănătorul să semene sămânța sa și semănând el, una a căzut lângă drum și a fost călcată cu picioarele și păsările cerului au mâncat-o. Alta a căzut, adică vreau să spună că s-a pierdut. Și alta a căzut pe piatră și răsărind s-a uscat pentru că nu avea umezeală. Și aceasta s-a pierdut. Și alta a căzut între spini și spinii crescând cu ea au înăbușit-o. Și iar s-a pierdut. Și alta a crescut în schimb pe pământul cel bun și crescând a făcut rod însutit. Aceasta zicând striga, cine are urechi de auzit să audă. Și acum trebuie să știți că și medicina holistică se adresează unor persoane care au urechi să audă. Știți cumva? Și ucenicii lui îl întrebau, ce înseamnă pilda aceasta? El a zis, vouă vă este dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, iar celorlalți în pilde, ca văzând să nu vadă și auzind să nu înțeleagă. Iar pilda aceasta înseamnă că sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Ce vreau să spun aici este că noi de fapt, dacă privim simbolistic acest lucru, trebuie să înțelegem că s-ar putea ca, de exemplu, toate aceste pilde, toate aceste mesaje pe care, de exemplu, sufletul le transmite fiecare om în parte prin boală, cum că are o problemă.
Și cum anume se întâmplă lucrul ăsta? Că dacă, de exemplu, pacientul respectiv, persoana respectivă, să zicem că are un tipar mental greșit, are o problemă în care el nu vede, de exemplu, este o persoană foarte critică, este o persoană, să zicem, cu care lucrează cu furie, cu teamă, lucrează, e manipulator sau diverse alte lucruri care nu sunt bine, sunt dereglări mentale, de fapt, sufletul care lucrează cu cele 11 virtuți, adică încredere, dreptate, adevăr, corectitudine, fidelitate, iubire necondiționată, credință, verticalitatea umană, adică cu normalul, că ăsta este normalul, încearcă să te avertizeze, vezi că ai o problemă, că nu lucrezi conform regulilor, vezi că ai o problemă, că nu pentru asta ai venit. Și atunci, pentru că tu nu înțelegi, se produce în corpul tău o boală, după mesaje repetate pe care tu nu le auzi, nu le înțelegi pentru că nu faci conexiuni, de exemplu cum am făcut noi în seara asta așa cu florile, știți? Și atunci pentru că cumva ești orb și surd, cumva sufletul nu are altă variantă și atunci apare boala asta așa directă, cu durere, cu probleme, cu urgențe, înțelegeți? Medicul de medicină holistică este un fel de translator. Adică este cumva cel care aude cumva mai bine, exact ca în mesajul biblic, aude cumva mai bine acest mesaj, înțelege mai bine acest mesaj și el este pus să-l traducă pentru pacient. Cu alte cuvinte, trebuie să știți că, și vorbeam înainte de emisiune, ce înseamnă și halatul alb, că poate n-am explicat niciodată ce înseamnă halatul alb, de ce alb la medic, de ce alb la medic, v-ați gândit vreodată? Să vă spun de ce, pentru că, în primul rând, albul știți că înseamnă puritate, curățenie. Înseamnă și strălucire. Pe de altă parte, trebuie să știți că nu-l avem pe Oscar în seara asta, dar dacă ne aducem aminte, el are 7 ceacre și trebuie să știți că ceacra cea mai înaltă, adică aceasta, să zicem, la nivelul vertexului, deci această ceacră de aici, de sus, care este și ceacra în care noi avem legătură cu divinitatea, are două culori. Această culoare, să zicem, roz așa, ca idee, lila și albu. Albul trebuie să știți că este singura culoare care, de fapt, se regăsește în tot topul celor 7 ceacre la nivelul acesta. Cu alte cuvinte, sugerează că albul este în legătură cu divinitatea. Cu alte cuvinte, ce se sugerează este că medicul este omul lui Dumnezeu și că este protejat de el. Este trimis cumva ca să poată să lucreze cu sufletul pacientului, pentru că dacă stăm să vorbim că medicul trebuie să vindece pacientul, trebuie să știți că sub nicio formă nu poți să-l vindece dacă nu abordează sufletului. Pentru că dacă sufletul uman este coordonat de către suflet, de unde știm că prezența sufletului în corp înseamnă viață și absența sufletului în corp înseamnă moarte, o medicină care să nu includă, care să nu abordeze și care să nu ia în calcul pe șeful din corp, adică pe suflet, nu este medicină și nu are nici rezultate de vindecare, drept dovadă, cum să zic, mulțimea de boli cronice pe care o avem, suferința foarte mare pe care o au semenii noștri și lipsa de rezultate. Înțelegeți? Cu alte cuvinte, dacă ne raportăm acum la pilda asemănătorului, trebuie să știți că pildele acestea sau pildele acestea pe care unii le înțeleg și unii nu le înțeleg, sunt așa că marea majoritate nu le înțeleg pentru că marea majoritate nici nu s-au specializat cumva să le înțeleagă. Noi primim tot timpul mesaje, comunicarea noastră cu sufletul este permanentă, numai că noi nu avem ochi să-l auzim, să vedem și ni urechi să auzim, înțelegeți? Și atunci trebuie să știți că noi suntem cumva, să zicem, într-o degradare, dacă pot să vorbesc așa, sau într-o involuție sau într-un impas la nivel de ființă umană. Momentul în care încep să lucrez foarte mult cu sufletul tău, eu sunt o persoană care... Vreau să spun că am început să lucrez cu asta. Nu pot să spun că sunt performeră pe acest lucru, că nu sunt nicio clarvăzătoare, să zicem că știți și clarvăzătorii sunt anumite, văd anumite lucruri, au primit niște informații. Sunt o persoană care mi-am dezvoltat foarte mult intuiția. Eu lucrez și din logica medicală, dar și din intuiție foarte mult. Să știți că îmi vin anumite, că mă întrebați cum în pauză cum funcționează acest lucru. Îmi vin pur și simplu informații și îmi vin direct. Trebuie să știți că nu trebuie să ne ferim de acest lucru și nu trebuie să considerăm astfel de persoane că sunt persoane cu care au diverse, nu știu, să zicem, calități paranormale. Ce înseamnă paranormal? Înseamnă ceva ce nu e normal. Adică, dar acum cine stabilește cum e normalul? Dacă cumva ființele umane, de fapt, trebuie să ajungă la acele calități de paranormal în mod normal.
Și dacă noi suntem într-o involuție, uitați-vă la Părintele Arsenie Boca. Părintele Arsenie Boca era un clarvăzător, era foarte mult preoți în clarvăzător și trebuie să știți că el și citea gândurile oamenilor și că unul din lucrurile pentru care el ocupă încă în mintea și în sufletul românilor locul de întâietate, deși nu mai este în viață, ca lider al spiritualității românești, că este la ora asta cotat așa, trebuie și niciun pământean preot nu are acest loc. Înțelegeți cumva, în inimile românilor, vreau să spun, și în conștiința lor, trebuie să știți că, de fapt, pentru ce Părintele Arsenie Boca a fost așa de iubit și de admirat, este că el avea niște calități pe care ceilalți preoți, de exemplu, nu le au, sau foarte puțini preoți le au. Și anume că avea o comunicare foarte bună, pentru că foarte mulți oameni ascultau, deci atunci când el ținea slujbe sau le vorbea oamenilor, sau aduna sute de oameni, trebuie să știți, aveau ascultare față de el și de asemenea se adresa într-un mod direct și într-un mod care te răscolea, pentru că te întreba direct lucruri pe care numai tu le știai. Înțelegeți? Cu alte cuvinte, trebuie să începem să vedem că dacă cumva există o categorie de specialiști medicali care vor începe să se dezvolte în aceste abilități, ca de exemplu în intuiție, ca de exemplu să știe să interpreteze și visele, de ce nu? Pentru că este tot acolo. Trebuie să începem să vedem. De asemenea, să putem lucra cu emoțiile și cu sufletul pacienților și să începem să lucrăm cât de cât ca un psihiatru, să înțelegem tipar mentale și la un psiholog să lucrăm puțin mai mult decât lucrăm la nivelul medicului obișnuit, trebuie să știți că începem să avem acces la vindecare. Eu sunt un exemplu de persoană care, studiind foarte mult, pentru că am studiat mult, mai mult decât medicina obișnuită în toate aceste segmente, trebuie să știți că chiar am început să am niște rezultate foarte bune în vindecare. Și de unde știm acest lucru, o să vă prezint la sfârșitul emisiunii niște grafice ca să vedeți de fapt care este răspunsul la nivel de populație către medicina holistică, care este nivelul de interes pe care pacienții îl au către această medicină. Cum trebuie să interpretăm boala? Boala, o să vedeți, e foarte interesant, trebuie să o interpretăm ca un tablou. De fapt, ia uitați, tablourile bolilor reprezintă câmpuri. Din fiecare simptom nu face parte numai forma fizică, ci și un câmp de influențe din mediul înconjurător compus din modele comportamentale aferente și strategii de viață și supraviețuire. Deci trebuie să știți că nu poți să-l rupi pe pacient de mediul lui. De aceea, ca tu să poți să pui un diagnostic, trebuie să te intereseze și mediul pacientului. Mediul pacientului înseamnă, în primul rând, familia lui. Dacă tu consulți un pacient și nu îi pui întrebarea foarte personală, el având o boală de inimă, dacă ai de, și nu afli, de fapt, ce suferință emoțională sufletească de lipsă de iubire are el, știți? Așa? Tu nu poți să-l faci bine. De aceea trebuie să te intereseze foarte mult familia lui, trebuie să te intereseze foarte mult să înțelegi problematica sufletelor, trebuie să știi, să ai mult mai multe cunoștințe decât cele fizice strict anatomice legate de inima lui, cum e împărțită și care, ce înseamnă bolile de inimă. Toate terapiile bine intenționate care nu pătrumpă la nivelul modelului aflat la bază, adică al sufletului și profund, aduc doar puține rezultate pe termen lung. Eu am venit astăzi, de fapt, ca să prezint o carte. Trebuie din nou să apărăm la colegii noștri. De data asta chiar e nevoie. Până când o să vină colegul nostru să o prezentăm, este o carte în aceeași serie scrisă de către... Știți, mi-a atras atenția titlul acelei cărți, Boala ca șans. Da. Este, Boala ca șansă și Boala ca simbol sunt două cărți, ia uitați, pe care o să le prezint așa. Pe aceasta am tot adus-o în emisiuni și am tot vorbit din ea. Acum, pentru mine este o carte nouă și pentru telespectator vreau să o prezint. Se numește Boala ca simbol. Este scrisă de același autor și anume este vorba de Rediger Dalhe, care el este, o să vedeți, e foarte interesantă cartea, nici nu costă foarte mult, de la Adevăr Divin. Cei care vor să-l cumpere, este o carte foarte, foarte specială și chiar o recomand. Este o carte pe care e bine să o ai în casă. Pentru că, deși este un pic medicală, dacă tu începi să mai asculti niște emisiuni, dacă mai citești niște cărți, poți să interpretezi acest lucru. Și aș vrea să vorbesc un pic despre ea, să spun... Ia uitați,
El, în primul rând, să-l prezint din nou, domnul doctor, că este doctor, s-a născut în 1951, a studiat medicina la München și a continuat formarea sa ca medic naturist și psihoterapeut din 1989, a întemeiat un centru de terapie la Johanneskirchen, așa, împreună cu soția sa, Margit. Și apoi a activat și ține tot felul de conferințe în toată lumea. Este un medic și psihoterapeut cunoscut în toată lumea. Dar uitați, cum vede el problema și cum prezintă el, de fapt. Spune așa, boala este o înțelege drept un proces plin de sens, drept o cale a sufletului de a duce în conștiință conflicte sufletești nerezolvate. Pentru că, de fapt, boala înseamnă niște lucruri care nu sunt în regulă în tine, în interiorul tău. Asta este clar, nu? În cazul unei boli, corpul devine scena pe care se manifestă procesele interioare. Cheia unei adevărate însănătoșiri poate consta numai în preluarea de către corp a acestei sarcini. Cu alte cuvinte, ca să înțelegeți, tu trebuie să faci cum erați dumneavoastră în visul dumneavoastră, trebuie să faceți un salt în evoluția dumneavoastră spirituală. Știți că asta a fost visul. Dacă dumneavoastră totuși vă împiedicați acestui salt în evoluția dumneavoastră, de exemplu, să fiți o persoană, nu știu, că nu știu exact, să fiți mai răbdătoare, deși știu că sunteți răbdătoare, dar vreau să zic, să zicem că nu, să dau un exemplu, că n-ați fi răbdătoare și că trebuie să fiți mai răbdătoare. Și că câteodată vă supărați sau munciți prea mult, că asta știu că face, și că n-ar trebui să munciți mai mult, trebuie să stați mai mult și nu faceți acest lucru, trebuie să știți că dacă dumneavoastră nu faceți acest lucru și ar fi momentul, atunci, fiindcă nu înțelegeți, în corpul dumneavoastră apare o boală, care boala aceea asta face, vă pune pe dumneavoastră într-o situație să fiți obligată să faceți saltul ăla pe care trebuia să-l faceți. De exemplu, vă dă o boală și să stați la pat. Că dacă dumneavoastră nu știa să vă relaxați, vă relaxează boala, adică stând la pat, că n-aveți cum încotro. Înțelegeți? Cam așa arată. Adică cumva boala preia tema pe care tu ar trebui să o faci și nu o faci. Înțelegeți? Te învață boala să faci acest lucru, te cam obligă boala să faci. E un fel de învățare așa mai cu pălmuță, adică îți mai dă și la pălmuță că nu înțelege altfel. E mai directă. Da? Înțelegeți ce vreau să zic? E foarte interesant acest lucru. Pentru că uitați ce spune. Dau un exemplu. Este inegalabil mai bine ca omul să-și extindă și să-și deschidă inima în sensul iubirii. Știți că sunt persoane care sunt bolnave de inimă și fac insuficiență cardiacă. Nu asta știți care este cauza insuficienței cardiace? Foarte interesant. Pentru că, și asta spune în carte, asta spune domnul doctor, dacă tu nu poți să-ți deschizi inima, să fii iubitor cu ceilalți și nu faci acest gest că tot te provoacă sufletul și nu înțelegi, inima ta se va mări, face ea asta. Se mărește ea și tu faci insuficiență cardiacă pentru că tu, de fapt, nu faci pe teren ceea ce nu faci tu, face inima ta. Înțelegi ce vreau să spun? E foarte interesant asta. Pentru că în momentul în care începem să punem problema așa, înseamnă că noi, dacă conștientizăm și găsim un medic care are niște abilități să traducă cam pilde, cum spunea însemănătorul, da? El știe, el aude cuvintele acelea, aude ce reprezintă, că nu toți aud, unii aud. Și dacă medicii se vor dezvolta să ei să înceapă să audă, să înțeleagă mesajele și să le transmită pacienților care îi n-aud aceste mesaje, că de-au bolii respective, atunci trebuie să știți că din ce în ce mai mulți oameni își vor ridica nivelul lor de conștiință și vor înțelege ce trebuie să facă în dezvoltarea lor spirituală, pentru că noi venim aici să evoluăm pe pământ. În această încarnare a noastră pe care o trăim simultan toți, noi venim aici să evoluăm. Dar nu știm să facem acest lucru. De aceea este boala ca simbol. De asta este cartea asta scrisă, ca să înțeleagă că, de fapt, nu trebuie să ne fie frică de boli, trebuie să înțelegem că ele vor să ne ajute. Sunt mesaje. Puteți să ne dați exemple de simboluri în boli și cum operează un medic holistic, practic, cum interpretează boala? Da, toată cartea e cu asta. O să dau unul singur, pentru că vreau să explic un pic mai mult. Bănuiesc că ne apropiem de finalul emisiunii și... Da, mai avem cam perfect. 7 minute la dispoziție. Foarte interesant, coloana vertebrală. Marea majoritate nu știm ce reprezintă coloana vertebrală. Coloana vertebrală are foarte multe sensuri în ea, adică sunt foarte multe persoane care au probleme de coloană, au hernii de disc, au, de exemplu, tot felul de probleme, de exemplu, osteoporoză, au tasări vertebrale, adolescenții au scolioză, unii au cifoză
Știți? Deci există foarte multe dereglări la nivelul coloanei vertebrale. Trebuie să știți, în primul rând, că păcat că nu l-avem pe Oscar acum aici, pe spatele lui Oscar, pe coloană, sunt foarte toți centri energetici. Cu alte cuvinte, coloana este cea mai importantă cumva, pentru că ea conține toți centrii acolo. Adică e singurul organ care face legătura între toți centrii. Mai există un sistem care face legătura între toți cei 7 centri, și anume corpul endocrin, adică partea endocrină, vreau să spun, sistemul endocrin. Și în afară de sistemul endocrin din glande, cine mai face legătura între toți centrii aproape este coloana. Iar și ea e foarte importantă. Și uite, și reprezintă coloana din punct de vedere holistic. Vreți să vedeți ce interpretare are? Că e interesant. Ia uitați, este locul devenirii umane, al înălțării umane pe verticală. Că să nu ne uităm că, de fapt, noi suntem dintre animale singurii care avem coloana pe verticală. Și trebuie să știți că numai noi și plantele avem acest lucru. Deci noi avem, că știți că și gravitația este foarte importantă, deci noi suntem plantele împreună, de aceea plantele sunt cele care ne ajută pe noi în vindecare, pentru că cumva ne asemănăm prin verticalitatea noastră, pe când toate animalele au coloana la orizontală. Înțelegeți ce vreau să spun? De asemenea, este o oglindă a istoriei evoluției omenirii, pentru că este o imagine a simbolicii originare, a alternanței dintre masculin și feminin, pentru că corpurile vertebrale și elementele de intercalație reprezintă yin și yang. Adică, știți? Deci discurile intervertebrale reprezintă partea feminină, iar corpurile vertebrale reprezintă partea masculină și este o alternanță acolo foarte interesantă. Dubla curbură a coloanei vertebrale, că știți că avem o dublă curbură, avem o ușoară cifoză, dar e fiziologică, și o lordoză, adică practic știți că coloana nu e dreaptă. Da. Așa, uitați, ea este adecvată suportării greutăților existenței. Trebuie să știți că în mod simbolistic coloana reprezintă crucea pe care Iisus Hristos a dus-o și reprezintă soarta și viața noastră cu toate lucrurile pe care ni le aduce. Trebuie să știți că noi în viața noastră avem cumva lucruri, greutăți de dus, da? Reprezentate de coloana noastră, crucea noastră, cu alte cuvinte, știți asta? Și că sunt persoane care pun crucea jos, de exemplu, cu sunt pacienți cu Alzheimer, care datorită suferinței foarte mari, li se pare că această cruce este prea grea pentru ei, uitând că Dumnezeu când ne-a dat-o, a cântărit la miligram acest lucru și că de fapt avem puterea să o ducem, dar nu mai suntem prezenți la asta. Înțelegeți? Și momentul în care ne ducem viața până la final și ne sinucidem, Doamne ferește, adică refuzăm să mai stăm în asta sau facem o retragere din viață, cum este în Alzheimer, că de fapt ești, dar nu ești acolo, știți că ai de, adică refuzi să te duci conștient până în ultima ta zi sau ajungi la o schizofrenie, ca și schizofrenia, tot asta este o retragere cumva, adică nu mai ești prezent în realitate, trebuie să știi că tu nu-ți faci tema vieții, că tema vieții este să stai acolo cu toate problematicele tale și să le duci până la capăt și să fii un învingător din asta, da? Înțelegeți? Asta este tema coloanei. Este foarte simbolică. Persoanele care se îndoaie așa, știți, de spate, au o problemă, înseamnă că nu pot să-și ducă greutățile vieții. Aceasta aplecare arată că nu pot să stea drepți în fața vieții. Asta este simbolistica. Și fiecare vertebră în parte are simbolistica ei. O să dau câteva, că sunt foarte multe. Sunt 33 de vertebre, ca atâția ani cât a avut Iisus Hristos, cât a fost răstignit. Trebuie să știți că nu e nimic întâmplător și acest lucru. Dar uitați, vreau să spun așa, câteva vertebre care poate le ajută pe pacienții mei să știe unde se poate lucra ca să-și rezolve bolile. Tinnitusul, știți, zgomotul acela în urechi, este legat de a treia vertebră cervicală, uitați, unde acolo înseamnă așa, sentimente de vină și nevoia de libertate, probleme cu dinții și urechile și tinnitusul. De asemenea, a doua vertebră cervicală înseamnă negarea de sine și ambiție, probleme cu vederea și auzul, alergia, afecțiunile sinusurilor paranazale, probleme de limbaj și foarte multe. Fiecare vertebră înseamnă ceva, are o simbolistică, are ceva, un mesaj. Dacă noi încercăm, și foarte multe, aici e o întreagă poveste și poate în emisiunile următoare o să luăm așa pe teme, să explicăm, pentru că e foarte important să înțelegem, marea majoritate a pacienților citesc, au și cărți, să știți că citesc pe internet foarte mult și știu ceva despre boli, da? Ca idee. Dar cum ar fi pentru pacient să înceapă să înțeleagă ce mesaj se ascunde? Pentru că dacă nu înțeleg mesajul, să știți că bolile nu se opresc. Unul din lucrurile pentru care noi avem boli cronice sau avem multe boli în corp este că aceleași boli sunt transmisii pe același lucru. Și vă dau un exemplu. Poți să apară o eczemă în periferie, dacă tu nu înțelegi și dai cu corticoid, o bagi înăuntru, dar ți apare în altă parte un atac de panică, care înseamnă afectarea corpului emoțional, care e ceva mai grav pentru corp. Și dacă nici asta nu înțelegi și lași așa și nu tratezi corect, de exemplu, tratezi decât
cu antidepresive care ele cam, cum să zic, sigilează pacientul, dar nu-l vindecă pe interior, trebuie să știți că apare o depresie profundă. Cu alte cuvinte, noi putem să ne îmbolnăvim din ce în ce mai mult dacă nu oprim, de fapt, sau nu corectăm noi, de fapt, ce boala vrea să ne transmită. Înțelegeți? Așadar, cum am citit mai devreme, da, titlul cărții, boara este o șansă. Este un simbol și este o șansă, da. Ei bine, emisiunea noastră a ajuns la final. Da, dar trebuie să am multe de spus, dar și mai vreau să aveți niște grafice, să adăugați, da, ceva. Mai avem 180 de emisiuni, știți, peste 180, da, de emisiuni, cred că asta este 181. Și aș vrea să le transmit celor, o să-mi permit să spun, 81.158 de persoane care vizitează site-ul meu personal pe YouTube, Florinela Bălan, și site-ul clinicii. Wow, deci un număr 81.153 de vizitatori. Aș vrea să arăt. Bun, foarte interesant. Rog pe colegul meu. Dacă îmi permiteți, da. Nu durează mult, dar e foarte important. Sunt persoane care m-au întrebat de ce atâta efort din partea mea. Pentru că merită. Și o să vedeți un grafic aici, dacă îmi permite să-l arăt. Este un grafic al vizionărilor celor 81.000, care, apropo, să știți că sunt în peste 50 de țări din lume, deci nu vorbim numai de România, pentru că este pe internet pus. Și aici o să vedeți un grafic, acesta cu galben, o creștere extraordinară pe care o are numărul de vizionări a medicinei holistice din cele 180 de emisiuni pe care eu le promovez împreună cu dumneavoastră, și vreau să vă mulțumesc că sunteți unul din moderatorii cu care țin aceste emisiuni. Dar trebuie să știți, uitați-vă ce creștere explozivă. Vreau să vă spun că am ajuns din, apropo, a început din a 12-a 2012, după cum o vedeți aici, este, dacă vreți să măriți un pic să vedeți, a început exact din 12-a 12-a 2012, adică știți că nu e întâmplător, și uitați-vă ce creștere exponențială, s-a ajuns la o performanță acum, luna trecută, am avut 10.000 de vizitatori pe lună. Adică persoane care au deschis sau vizionat din filme. De asemenea, aș vrea să spun aici care sunt media de persoane care ne văd. Ia uitați, și arăt încă un grafic. Foarte puțin mai este. Da, dacă tot m-am pregătit, știi, să o fac până la capăt, dacă îmi permiteți. Acum încerc scuze pentru cei din regie. Am aici un grafic a persoanelor care ne văd. Și o să vedeți așa că sunt aproape egal cu bărbați cu femei, ceea ce e foarte interesant, că de obicei femeile se uită mai mult, dar și bărbații, după cum observați, e diferența foarte mică. Femeile 64 și bărbații diferența, deci așa. Dar uitați-vă ca și vârste. Vreau să vă spun că se uită persoane de la 18 ani până la 64, ceea ce arată o plajă foarte mare. Și dacă o să vă spun acum câte persoane, și aici vreau să arăt, câte persoane se uită de fapt la noi, din ce țări se uită persoane la noi, va fi în felul următor. Și aici vreau să arăt, ca să înțelegeți. Avem așa, 60.000 de persoane din România, după care în Italia 4.380, în Germania 2.277, în Spania 1.000 și ceva, și avem Statele Unite, Republica Moldova, Franța, Austria, Regatul Unic, ce mai este aici? Canada, Irlanda, Belgia, Grecia, Cipru, Portugalia și în Maroc. Să știți că și pentru mine este o bucurie tot ceea, da, ce ați prezentat. Și trebuie să știți că, apropo, ultimii care sunt așa în Maroc sunt 99 de persoane. De fapt, sunt români. Trebuie să știți că sunt și sunată foarte mult. Sunt foarte mult sunată pe telefon și abordată pe e-mail. Sunt persoane români care au ajuns în toate aceste locuri din lume și care ei au nevoie de această dezvoltare, să zicem, în medicina holistică. Și trebuie să știți că eu recomand tuturor medicilor să se dezvolte în această medicină, să înceapă să abordeze, că interesul acesta extraordinar pe care dumneavoastră și care l-am arătat aici către acest gen de medicină ar trebui să motiveze lumea medicală să înceapă să dezvolte în aceste lucruri și să poată să... Deci atâta interes, pentru că trebuie să știți că se regăsesc foarte mult pacienți în ceea ce spun medicii de medicină holistică, că este o medicină naturală, că avem aparatură, cum vorbeam și știți, și chiar poate vă invit săptămâna viitoare să mai facem emisiune în clinică, să arătăm puțin despre toată această aparatură și cum pot fi vindecate aceste boli într-un mod foarte științific de fizică cuantică. Este o aparatură performantă și poate continuăm altă dată. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați fost prezentă și în această seară cu mare drag, la Argeș TV, și ne-ați oferit toate aceste informații esențiale și acceptăm invitația dumneavoastră. Așadar, le propunem telespectatorilor noștri o emisiune
la fel ca cea din această seară și la fel ca cele de săptămânile trecute. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru faptul că ați fost în fața micilor ecrane. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune. La revedere!